Inspectoratul școlar a realizat o situație statistică interesantă, din care rezultă faptul că în sistemul de învățământ preuniversitar nemțean, absenteismul școlar este o realitate care trebuie serios analizată. Cauzele acestuia țin de dezinteresul părinților față de situația școlară a copiilor, de lipsa resurselor financiare ale familiilor sărace și uneori de incapacitatea elevilor de a asimila cunoștințele predate în școală, într-un sistem de învățământ în care accentul continuă să fie pus pe cantitate și nu pe calitatea cunoștințelor predate elevilor. Numai în luna aprilie, imediat ce a dat firul ierbii, elevii nemțeni au realizat peste 108.000 absențe de la cursurile școlare. În luna aprilie 2017, conform datelor centralizate de Chiulește Neamț, în sistemul de învățământ preuniversitar din județul Neamț s-au înregistrat 108.828 de absențe, din care 46.726 absențe au fost motivate, restul de 62.102 absențe fiind nemotivate. În aceeași lună, în unitățile de învățământ din județul Neamț, am înregistrat un număr de 543 de elevi care nu s-au prezentat la școală, iar 31 de elevi au fost exmatriculați, în general pentru număr de absențe școlare. Cauzele sunt diverse și de fiecare dată am subliniat că una dintre cauze este și depărtarea familiei de școală. Dacă nu se ține legătura cu familia, copiii de obicei profită de acest lucru. Al doilea ar putea fi și situația precară a familiilor, copiilor, mai ales cei care fac naveta. Și, bineînțeles, o cauză bine cunoscută în rândul elevilor, aceea de a pleca de la ore sau de a pune familia într-o ipostază proastă, spunând că vin la școală și nu ajung. În învățământul preuniversitar nemțean au fost înscriși un număr de 73.522 de elevi, care învață în 132 de școli de stat și 15 particulare.